Și stând de vorbă cu Lucica, mi-a zis că sunt trei sosuri de usturoi de bază. Salut, prieteni! Bine ați revenit la o nouă ediție Mixum! Suntem din nou la Mila 23, locul meu preferat. Suntem din nou la Lucica, pe care ați mai cunoscut-o într-o emisiune anterioară. Și așa cum vă spuneam, usturoiul, mujdeiul de usturoi, sosul de usturoi, este nelipsit în bucătăria deltaică. Se mănâncă cu pește foarte bine și stând de vorbă cu Lucica, mi-a zis că sunt trei sosuri de usturoi de bază, după care din fiecare există variante personale, invenții și alte nebunii. Evident, pe lângă aceste trei variante de bază, fiecare poate să facă derivate după propria inspirație și aici se fac, o să vedeți. Învățați baza și apoi jucați-vă cu gusturile. Usturoiul este gustos și sănătos. Lucica este membră de bază a comunității ruso-lipovenești, o păstrătoare a tradițiilor atât gastronomice cât și culturale, implicată într-o grămadă de proiecte locale. O să mai vedeți la primăvară niște emisiuni despre ce se va întâmpla în continuare în Mila 23. Este o mare surpriză și sunt convins că asta vă va convinge pe voi să vă rezervați o vacanță în Mila 23. Intrați pe descoperedeltadunării.ro și haideți să vă arătăm Delta așa cum o cunoaștem noi, cu partenerii noștri locali cunoscuți în ultimii 20 de ani. Anul ăsta avem 20 de ani aniversare Descoperă Delta Dunării, deci avem ceva experiență și vă promitem că vă trecem printr-o serie de experiențe de care vă veți aminti cu multă plăcere. Lucica, ai cuvântul. Mulțumesc de prezentare. Cu drag. Da, sunt, să spunem, sunt mujderele de bază. Ele pot să, în bucătărie poți să jonglezi și să faci ce te taie capul. Numai că eu am să arăt prima dată mujdeiul, cred că bunicilor mei, că n-aș putea să spun nici măcar a părinți, a bunicilor. Ei nu foloseau ulei foarte mult în mujdei, da? Primul mujdei care se folosea la pește prăjit era dat, că nu era nici măcar pisător, era răzătoare, era dat la răzătoare. Și o să dăm acum ce fac acum, fac demonstrativ și o cantitate foarte, foarte mică, da? Așa. Acum punem un pic de sare, da? Adăugăm oțet. Amestecăm. Să dea drumul la zeamă usturoiul și adăugăm apă. Cel mai simplu usturoi făcut. Cam așa arată. Acest mujdeiu care se folosește la pește prăjit, merge cel mai bine la pește prăjit atunci când peștele este fierbinte. Da? Atunci când peștele fierbinte sfârâie, torni sosul ăsta peste el, peștele fiind crocant se înmoaie și devine și foarte gustos. Deci chiar dacă pe cât de simplu este, pe atât de gustos este în combinație cu peștele prăjit. Facem al doilea mujdei, puțin mai actualizat, da? Tot așa, punem doi căței de usturoi, da? În schimb aici punem oțet opțional, numai dacă vrem să mâncăm mai acru. Și am să vă și spun la ce pește se folosește. Din punctul meu de vedere, eu nu pot să mănânc oțet cu roșii, adică pe acest tip de mujdei. Eu am zis că după gustul fiecăruia, eu nu pun oțet în ăsta, sare, da? Amestecăm, așa, adăugăm
ulei. Nu? Nici foarte mult, nici foarte puțin. Și amestecăm tot așa până dă drumul la zeamă usturoi. Că toată treaba este ca să iasă. Ok. După ce am amestecat, scoatem o roșie coaptă care au fost pregătite astăvară din grădină. Sunt conserve făcute de casă. Făcute de casă, da. Din grădina proprie. Da. Roșii cu gust și miros de roșii. Da. Așa. Tocăm și ușor îi dăm drumul în așa. Și acum amestecăm. Și ăsta este al doilea sos de usturoi care merge foarte bine la pește copt, fript și așa mai departe. Pește, da? La cuptor? Da. Sau pe grătar, da? Sau pe grătar. Mm-hmm. Ăsta este așa. Iar cel de-al treilea, care este și vedetă deocamdată la turiști, punem usturoi, da? Sare. Nelipsită sare. Nu, trebuie. La orice, pentru că sarea scoate... Accentuează gustul. Da, și gustul și scoate zeama din usturoi. Și aici intră foarte mult ulei și apă. Acesta este celebrul mujdei care trebuia să ne iasă și în sticlă. Da. Să-l poți lua cu furculița, numai că am avut acel accident, s-a spart sticla și a trebuit să ne oprim. Oricum, ați înțeles ideea, v-ați dat seama despre ce e vorba. Cam atât durează. Ultra rapid. Și acesta este mujdeiul vedetă, care arată așa. Și pe care vedeți? Îl iau cu furculița și nu curge. Asta era explicația. Ingrediente simple, puține și... Dar bun, deci avem varianta cea mai simplă pentru pește prăjit. Da. Varianta a doua cu... pentru pește copt. Pentru pește copt și la grătar cu roșii. Da. Suspectez că este cel mai prietenos cu stomacul. Da. Și cel mai agresiv cu stomacul, dar extrem de gustos, mujdeiul maioneză, pasta de usturoi deltaică. Da. Sarmuzacul, cum este denumit în Dobrogea. Da. Cam astea fiind. Lucica, mulțumim mult. Vă promit că o să mai vedeți pe Lucica și în alte acțiuni, atât gastronomice cât și din sânul comunității ruso-lipovenești din Mila 23. Mulțumesc, Lucica. Cu plăcere, oricând. Ne vedem tura următoare. Doamne ajută.